Comedia domnului Molière, George Dante. Sau? 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 Soțul? Bă, că, ce ciudat! Ce ciudat lucru să ai o nevastă de neam! Și ce învățătură grăitoare-i căsnicia mea pentru toți săranii care vor să se ridice până unde nu e de nasul lor! Și să se încuscrească așa cum am făcut eu cu oameni de casă mare! Eu sunt ca tot pățitul, priceput! Le cunosc eu nobililor socotelile atunci când ne primesc în familiile lor pe noi ăștia, nu de noi le place, ci cu averile noastre se căsătoresc. Ah, mult mai bine aș fi făcut eu bogat cum sunt să mă însor cu vreo fată de țăran cinstită, cum se cade. George Dandel, George Dandel, ai făcut o prostie, cea mai mare prostie din lume. Da, iese din casa mea. N-ai bani vârte caragiosul ăsta la mine în casă? Bună ziua, domnule! Sluga dumitale! Nu ești de pe aici, pe cât se pare, a? Nu, domnule, am venit doar ca să văd sărbarea de mâine. Da, 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 ia spune-mi, te rog, așa, nițel, ai ieșit cumva din casa asta de aici? Tăcere! De ce? Vorba! Nu trebuie să se afle că m-ai văzut ieșind de acolo. De ce, de ce, de ce? E, doamne, de-aia? Adică? Mai încet! Mi-e frică să nu ne audă careva. Nici pomeneală, nici pomeneală. Fică, vezi? Eu tocmai am schimbat o vorbă cu stăpâna casei, din partea unui anume domn care îi face ochi dulci și nu trebuie să se știe, pricep? Da, da, pricep. Ăsta-i motivul. Nu trebuie să știe bărbatul său. Mi s-a spus să bag de seamă, să nu mă vadă nimeni și te rog cel puțin să nu spui că m-ai văzut. Ah, nicio grijă. Știi, mie îmi place să fac lucrurile în taină, cum mi s-a spus că trebuie. Ah, ești meșter mare. Soțul pe gât se spune e un gelos și jumătate, care nu prea s-ar învoi să-i dea cineva târcoale nevestisii și s-ar face foc și pară dacă ar ajunge cumva la ureche, pricep? Prea bine, prea bine. Deci nu trebuie să afle nimic din toate astea. Fără îndoială că nu. Trebuie îmbrobodit pe nesimțite, pricep? Nu se poate mai bine, pricep. Iar dacă dumneata te-a pus și trâncănești că m-ai văzut ieșind din casa lui, strici toată afacerea, înțelegi, domnule? Sigur, sigur, sigur. Auzi, spune-mi, cum îi zice celui care te-a trimis aici, a? Oh, este stăpânul acestui ținut, domnul viconte de... Cum îi zice? Nu pot să-mi aduc aminte niciodată. De, cum noi băi spune lui acolo, domnul... domnul Clissa... domnul Clissa... domnul... domnul Clissa, Andru, domnule! Auzi, o fi poate tânărul curtean care locuiește aici... Da, uite, uite, cam pe acolo, pe unde scopace aceea. E cel mai darnic om din câți am văzut eu vreodată. Mi-a dat 3 galbeni de aur ca să mă duc să-i spun femeii că mi-a murezat de ea și că tare ar mai dori să aibă cinstea de-i vorbi. E, și ți-ai împlinit misiunea? Da! Am găsit acolo pe una Clodin, care chiar de la început a priceput ce voiam și care mi-a mijlocit convorbirea cu stăpâna sa. Mai auzi, ce răspuns a dat stăpâna casei acestui domn curtenitor? Mi-a spus să-i spună... Stai, așteaptă puțin, ei! Nu știu dacă pot să-mi amintesc bine de toate. Ia, hai. Așa, da? Ce? A spus că este foarte recunoscătoare pentru afecțiunea pe care o păstrează el, dar că din pricina bărbatului ei, care este un zonatec, trebuie să se păzească, da, ceva de bănuit, și că va trebui să se gândească la născocirea vreunui tertip spre a se putea întâlni amândoi. Asta. Spăcătoasa de nevoastră mea. Să mă ia naiba, ce caragios o să fie, căci bărbatul nici nu visează cum va fi tras pe zvoare. Faină treabă. Și are să-i crească coarne de un cot cu gelozia lui cu tot. Este negreșit. Gata, adio. Lacă-t la gură, auzi? Păstrează bine secretul să nu cumva să afle bărbatul. Da. Cât despre mine, unul, nu știu, n-am văzut. Cotoi jiret. Cine ar zice că am eu vreun amestec? Am eu vreun amestec? Nu! Așa și
bine, George Sandin. Vezi cum se poartă nevastă cu tine? Când soții sunt deopotrivă, bărbatul poate cel puțin să-și ușureze inima. Dar fi fost sărancă, până acum te-ar fi durut mâna de câte palme zdravene ai fi tras ca să-ți faci dreptate. Trebuie să mă plâng numai decât tatălui și mamei ei și să mi-i fac martori pe drept cuvânt la supărările și necazurile ce mi le face fata lor. Da, iată că sosesc la timp. Cinere, am și de ce? Doamne inginere, cât de puțin cioplit ești. De ce nu saluți oamenii când intră în casa ta? Pe cinstea mea, mamă soacră, am altele în cap acum. Iar? Vai, se poate, ginere, să fii atât de bădăran încât să nu fie echip să înveți cum trebuie să te porți printre oameni de neam? Cum? N-ai să te dezobișnuiești niciodată de acest termen atât de familiar ca mamă soacră. Și n-ai să te poți obișnui să-mi spui doamnă? Naiba, dacă îmi spui ginere, mi se pare că și eu am dreptul să te numesc soacră. Uite, sunt multe de spus despre asta și nu are nicio legătură una cu cealaltă. Învață-te, rog, că nu se cade să întrebuințezi cuvântul acesta față de o persoană de rangul meu. Că oricât ne-ai fi de ginere, este mare deosebire între noi și dumneata. Și că ar trebui să-ți cunoști lungul nasului. Destul, draga mea, să lăsăm astea. Hai să vedem, dragă ginere, ce-ți stă pe suflet. Ca să vorbesc pe șleau, domnule de Sotonville, vă pot spune că am toate motivele. Hai, încet, încet, ginere. Află că nu este cuvincio să spui oamenilor pe nume și că celor care ne sunt superiori se cade să le spunem domnule și fără niciun adaos. E bine, domnule, fără niciun adaos. Și nu domnule de Sotonville. Vă pot spune că nevasta-mi dă... O clipă? Află că nu se cuvine să spui nevastă mea. Sigur că vorbești de fiica noastră. Turpezi! Cum adică? Nevastă mea nu e nevastă mea? Da, dragă ginere. Da, sigur că da, ea îți este soție, dar nu ți este permis să o numești astfel. Așa ceva ți-ar fi fost îngăduit cel mult dacă te-ai fi însurat cu vreuna din semenele dumitale. George Dante, unde-i nimerit, Pentru numele lui Dumnezeu! Lăsați-vă deoparte pentru o clipă numai noblețea și dați-mi voie să vă vorbesc cum îi pricepe. Vă spuneam, domnule, că nu-s de fel mulțumit de căsnicia mea. Și cauza, dragă ginere... Cum așa vorbești dumneata de un lucru care ți-a adus atâtea foloase? Și ce foloase, mă rog, doamnă? Că de boierie e vorba. Treaba asta nu pare să fi stricat de fel domniilor voastre, căci dacă îmi dați voie să vă spun, fără mine afacerile domniilor voastre erau tare încurcate și banii mei v-au servit să vă astupați găuri destul de măricere. Dar eu, ce folos am avut, mă rog frumos? Doar că mi s-a lungit numele și că în loc de George Dandin am primit prin protecția domniilor voastre titlul de domnul de la Dandinier. Pentru dumneata nu înseamnă nimic, ginere, avantajul de a fi aliat al casei de Sotonville și al casei de la Pridot, din care am cinstea să mă trag, casă care nobilează și care prin acest splendid privilegiu va face din copiii dumitale gentilomi adevărați. Da, asta e ceva, copiii mei vor fi gentilomi, dar eu voi fi încornorat dacă nu iau măsuri. Ce înseamnă asta, ginere? Asta vrea să însemne că fica domniilor voastre nu se poartă tocmai cum trebuie să se poarte o femeie și că săvârșește lucruri ce sunt împotriva onoarei. E, asta e bună! Ia seama la ce spui. Nu îngăduim batjocura atunci când e vorba de onoare. Și fata noastră a fost crescută în cel mai sever chip cu putință. Tot ce pot să vă spun este că se află prin apropiere un anume domnișor pe care l-ați văzut, care s-a întrecostit de ea până peste urechi. Pe socoteala mea, bineînțeles, și care i-a făcut propuneri de amor. Pe care ea l-a ascultat omenești. O strâng de gât cu mâinile mele dacă te abate cumva de la conduita cinstită a mamei sale. Pe toți dracii o străpung cu spada și pe ea și pe frigizoluirea care a încălcat pe alături, uitând ușorarea. Scumpo, fii bună și vorbește cu fiica dumitale cât timp eu și ginerele meu vom discuta cu bărbatul acela. Da. Urmează-mă, ginere dragă, și nu te mai turbura. Ai să vezi câte parale facem noi când e vorba să fie jigniți cei ce ni se supun. Vine! Mă cunoașteți, domnule?
Pe câte știu, nu, domnule. Mă numesc baronul de Sotoville. Sunt încântat. Numele meu e cunoscut la curte și am avut cinstea în tinerețe să mă înscriu printre primii chemați sub drapel la Nancy. Să vă fie de bine. Domnule, tatăl meu, Jean-Gilles de Sotoville, a avut gloria și fericirea de a asista în persoană la marele asediu de la Montauban. Sunt încântat. Mi s-a raportat, domnule, că dumneavoastră iubiți și urmăriți cu dragostea dumneavoastră pe o tânără doamnă care este fiica mea. Cine, eu? Da, da. Și îmi pare bine că putem vorbi ca să obțin de la dumneavoastră, dacă se poate, o lămurire în această chestiune. Este o calomnie. Cine v-a spus una ca asta, domnule? Cineva care știe precis aceste lucruri, acest domnule. Cineva spune minciuni. Sunt un om de onoare. Mă credeți în stare, domnule, de fapt atât de lașă? Eu să iubesc o tânără și frumoasă doamnă care are cinstea de a fi fiica domnului baron de Sotanville? Oricine vă va fi spus-o, e un nătâng. Ei, ginere, ce mai spui? Ce? E un blestemat și un netrebnic cel care a spus așa ceva. Răspunde, ginere? Răspunde, domnia ta. Dacă știi cine poate fi, i-aș vârâ în prezența dumneavoastră spada în pântece. Haide, ginere, susține-ți spusele. Se susțin de la sine, e adevărat. Ginerele dumneavoastră, domnul e cel care... Da, da, el însuși mi s-a plâns. Într-adevăr, are de ce să fie mulțumit că face parte din familia domniei voastre. Altfel l-aș fi învățat eu să vorbească în felul acesta pe socoteala unui om ca mine. Ciudat lucru și gelozia asta. O aduc pe fiica mea aici ca să lămurim chestiunea asta de față cu toată lumea. Angelique! Da, mamă? Vino, te rog! E, hai mai repede! Oh. Oh. Așadar, dumneavoastră, doamna Angelique, i-ați spus soțului dumneavoastră că sunt îndrăgostit de dumneavoastră? Eu? Cum aș fi putut eu să-i spun când nu e nici vorbă de așa ceva? Grozav, aș vrea să vă văd cu adevărat îndrăgostit de mine. Încercați, vă rog, v-ați găsit omul. Vă sfătuiți să o faceți. Recurgeți ca să vă convingeți la toate și retlicurile îndrăgostiților. Faceți-mi plăcerea de a încerca așa, nițel. Să-mi trimiteți ștafete, să-mi scrieți bilețele de iubire în taină. Să vândiți momentul când are să-mi fie bărbatul acasă sau când ies eu să mă plimb, ca să-mi vorbiți de dragostea dumneavoastră. Da. N-aveți decât să o faceți. Vă făgăduiesc că veți fi primit așa cum trebuie. E destul, doamnă, destul, mai încet. Nu-i nevoie să-mi dați atâtea lecții și să vă scandalizați atât. Vă asigur că nu aveți de ce să vă temeți. Nu sunt omul care să prilejuiască necazuri frumoaselor doamne. Vă asigur că vă respect prea mult și pe dumneavoastră și pe domniile lor, părinții dumneavoastră, ca să nu tresc gândul de a vă iubi. Ei bine, ginere, vezi? Ce s-a dat satisfacție? Ce spui de asta? Spun că astea-s fleacuri, povești de adormit copiii, că știu eu ce știu și că nu e mult de când, dacă vreți să vi le spun pe șleau, a primit un mesager din partea lui. Eu am primit un mesager? Am trimis eu un mesager? Clodin, vino aici! Tu trebuie să știi dacă a venit cineva aici! Clodin, Clodin! Clodin! Da, doamnă, m-ați chemat! Clodin, ai primit un mesaj de la mine către doamna Angelique? De la dumneavoastră? Pe cinstea mea, e o minciună spruntată! Taci din gură, spurcăciune ce ești! Știu eu ce hram ții tu! Tu l-ai vărât în casa mine aori pe curier! Cine? Cine eu? Da, tu! Ai, nu mai fă pe mironosița! Vai! Vai cum e lumea în ziua de astăzi, păcătoasă și plină de rele! Să ajung eu bănuită în halul acesta! Eu care sunt nevinovăția într-un chipar! Dacă-ți gura, poamă bună ce ești! Adio, mă retrag! Nu mai pot răbda să fiu jignită în felul acesta! Ah, nu meriți femeia asta nobilă care ți-a fost dată! E adevărat, omul acesta merită ca doamna să-și ia în serios spusele! Și dacă aș fi eu în locul ei, nu m-aș mai târgui mult! Codin. Da! Domnule Clitandru, sunteți obligați să faceți curte stăpânei mele numai ca să-l pedepsiți pe dânsul. Codin, dar... Îndrăzniți, vă spun eu. Nu o să aveți nimic de pierdut. Mă ofer eu să vă servesc, acum că tot mă crede în slujba dumneavoastră. Plec la stăpâna mea, săracă. Da! Plec la stăpâna mea, săracă!
singur ai vrut, ginere, să ți se arunce în față toate astea. Și felul în care te-ai purtat ți-a întors toată lumea împotriva ta. Orice ai crede și orice ai gândi, dânsul a negat. Trebuie să-i dai satisfacție. N-ai niciun drept să te plângi de un om care tăgăduiește. Care va să zică, dacă îl găsesc culcat cu nevastă mea și el tăgăduiește, suntem chit? Nu mai încap raționamente. Cerei scuze, cum îți spun? Eu să-i cer scuze. Haide-ți spun, n-ai de ce să te mai codești și n-ai niciun motiv să te temi că faci mai mult decât s-ar cuveni. De vreme ce eu sunt cel care te îndeamnă. Nu, n-aș putea, n-aș putea. Pe toți dracii! Mă faci să-mi ies din fire. Vrei să iau partea împotriva dumitale? Haide, lasă-te condus de mine. Oh, George Danden, așa-ți trebuie. Repetă după mine. Domnule, vă cer iertare. Vă cer iertare. De gândurile nedrepte pe care le-am nutrit. De gândurile nedrepte pe care le-am nutrit. Așa? Nu avusesem onoarea de a vă cunoaște. Nu avusesem onoarea de a vă cunoaște. Și vă rog să credeți. Și vă rog să credeți că sunt sluga dumneavoastră. Cum vreți dumneavoastră să fiu eu sluga unui om care vrea să-mi pune coarne? Auziți? Să-mi pune coarne! Este de ajuns, domnule de Sotanville. Nu vreau să spună până la sfârșit. Să se petreacă totul după toate formele. Așadar, că sunt sluga dumneavoastră. Că sunt sluga dumneavoastră. Eu vă sunt slugă din tot sufletul și am uitat cu totul cele întâmplate. Dumneavoastră, domnule de Sotanville, vă spun bună ziua și sunt dezolat de necazul pe care vi l-am pricinuit. Iată, ginere dragă, cum trebuie să fiți. Adio. Ține minte că ai intrat într-o familie care te va sprijini întotdeauna și nu va răbda vreodată să ți se aducă vreo insultă. Ah, ce-așu, mai, ți-ai căutat-o, George? Ți-ai căutat-o tu? Bine-ți mai jade, iată de căptușit cum se cuvine. Ce-ai căutat, ai găsit. Stai să vedem, e vorba numai de a-le mai tăia din nas tăticului și mămicăi și de-ai dezmetici. Și poate că aș găsi eu vreun mijloc. Nu! Ba da! Nu, Claudine, crede-mă, n-am suflat niciun cuvințel. E află că nu te cred. Sunt sigură că toate bănuirile domnului se trag de la tine. Sigur că ai bătut-o pe față de cineva care s-a și dus cu jalba în proțarea jupunul nostru. Pe cinstea mea, de-abia dacă am strecurat un cuvințel întreagă. Unul e așa, știi, ca nu cumva să se spună că mă văzuse ieșind de aici. Oamenii din partea locului trebuie să fie marflecari, cum se vede. Ce e drept, domnul Viconte, și-a ales foarte bine oamenii, lându-te pe tine drept mesagerul său. Da. Mai norocoasă alegere nici că se putea. Haide. Uite, îți promit să fiu mai iscusit altă dată și să mă supraveghez mai bine. Ei, să știți, dau că ar fi și timpul. Ia, să nu mai vorbim despre asta. Ascultă, Claudine. De ce de ascultat aici? Întoarce-te, nițel, spre mine. Ei, ce este? Claudine. Ce? Ei, cum? Nu știi ce vreau să-ți spun? Nu. Nu știe ce vreau să-i spun. La naiba, dar te iubesc! Da! Și asta-i tot? Da, dracu să mă ia! Poți să mă crezi? Uite-ți-o și jur! Pentru ceas bun! Simt cum îmi tică e inima, uite așa când mă uit la tine! Mă bucur! Claudine! Da? Cum dracu faci tu că ești așa de frumoasă? Fac și eu cum fac altele! Ce să mai batem apa în pio? Dacă te învoiești,
tu ai să-mi fii nevastă și eu am să-ți fiu bărbat. Și amândoi vom fi bărbat și nevastă. Ai să fii și tu la fel de gelos ca domnul? Eu? Deloc! Cât mă privește pe mine, eu urăsc toți bărbații bănuitori. Da, da, și vreau unul care să nu se înspăimânte de nimic. Unul atât de sigur de mine și cu atâta încredere în cinstea mea, încât să mă privească fără să-l muște șarpele de inimă, cum mă îmbârte singură între 30 de bărbați. Ei bine, eu am să fiu întocmai așa. Dar nu există prostie mai mare pe lume decât să te îndoiești de o femeie și să o chinuiești cu bănuielile. Adevărul este că nu câștigi nimic. Ba, din potrivă, de-abia ne gândim mai vârtos la rele. Și bărbații sunt aceia care cu scandalurile lor ajung să ne împingă să le facem ceea ce singuri se tem să nu se întâmple. Ei bine, Claudine, eu îți voi da libertatea de a face tot ceea ce îți va plăcea. Bine, bine, foarte bine. Iată cum trebuie să te porți dacă vrei să nu fii înșelat. Când un bărbat se lasă în seama noastră, noi ne luăm din toată libertatea decât atâta cât ne trebuie, nu? Dar celor care ne fac fel de fel de sucuieli, le jupuim pielea și noi gruțeam nici în lucru. Foarte bine, foarte bine! Eu am să fiu dintre cei care își deschid punga. Mărită-te cu mine și ai să vezi. Bine, bine, vom vedea, Claudine! Claudine! Vino aici, draga mea. Ce vrei? Vino! Vino când îți spun. Ei, mai cu binișorul. Nu-mi place să mă trezesc luată la vale ca la săniușă. Haide, un piculeț de prietenie. Dar lasă-mă când îți spun. Uite, nu-mi plac glumele astea. Claudine! Ei, dă-mă ah, ce aspre ești tu cu bieți oameni. Ce nepoliticoasă să refuzi persoane serioase ca mine. Nu ți-e rușine să fii frumoasă și să nu vrei deloc să te lași mângâiată? Nu-mi e rușine, uite! Îți stai o rutură? Eu îți stai rutură! Sălbatica, ce crudă e! Da, prea ți-ai luat nasul la purtare, să știi! Dar ce te costă să mă lași nițeluși să te mângâie? Trebuie să ai răbdare! Un pupic numai, un mic aconto asupra căsătoriei noastre! Fuga dumitale! Claudine, te rog, unul singur! Uite, îl scădem din rest! După căsătorie! Prinde! Mă mai fac eu și altă dată! Adio! Hai! Iată-l pășița! Spune domnule viconte că voi avea eu grijă ca biletul lui să ajungă la doamna! Adio! Frumoasă! Încăpățânat-o! Catârco! Și caș cuvânt! Adio! Stâncă bolovan! Iată de moară și tot ce e mai dur pe lume! Adio! Iată că vine. Dar e cu bărbatul. Să ne îndepărtăm și să așteptăm până va fi singură. Nu! Nu mă păcălești pe mine așa de ușor. Sunt foarte sigur că tot ce mi s-a spus e foarte adevărat. Am ochi mai buni decât crezi. Și lămuririle dumitale cu ala, bala, portocala nu m-au putut zăpăci cu una cu două. Dincolo de strâmbăturile dumitale, eu am citit adevărul celor ce mi-au fost spuse de puținul respect pe care l-ai față de căsnicia ce ne leagă și de care îți bat joc. Eu să-mi bat joc? Nici prin gând. Vreau să faci ceea ce face o femeie care nu vrea să placă decât bărbatul ei. Orice s-ar spune, fanții ăștia nu te pisează decât dacă îi bagi în seamă. Aerele dulcece pe care și le dă cineva îi atrag cum vin muștele la miere. Și femeile cum se cade știu să se poarte în așa fel încât să le taie orice chef. Eu să le tai orice chef? Da. Și de ce adică? Nu mă scandalizează deloc să bag de seamă cu oamenii mă găsesc bine făcută. Îmi face chiar plăcere. Bun, dar ce rol vrei dumneata să joace soțul în toată izmeneala asta? Rolul unui om cum se cade care se simte foarte bine văzând că se dă atenție nevestei sale. Sluga dumitare, dar nu-mi stă în caracter. Neam de neamul dantenilor n-au avut asemenea purtări. Da, e o modă cu care noi nu ne putem deprinde. Oh, dantenii au să se deprinde, ei nu mai să vrea. Căci în ce mă privește, îți declar că nici prin gând nu-mi trece să renunț la viață și să mă îngrop de vie. Cum?
Pentru simplul fapt că unui om îi vine în cap să se însoare, trebuie numai decât ca orice altă ființă să fie moartă pentru noi și să rupem orice legătură cu viața? Ce minunat lucru tirania asta a domnilor soți! Ce drăguți sunt ei că vor să fim moarte pentru orice distracție și să nu trăim decât pentru ei! Puțin îmi pasă mie de toate astea și n-am de gând nici o clipă să mor atât de tânără. Așa înțelegi să respecti credința pe care mi-ai jurat-o în public? Eu? Nu ți-am dat nimic din toată inima. Ba pot spune că mi-ai smuls mai curând decât ți-am dat ceea ce ți-am dat. Mi-ai cerut dumneata înainte de căsătorie consimțământul? M-ai întrebat dacă vreau sau nu să-ți fiu soție? N-ai consultat în privința asta decât pe tata și pe mama. De fapt, ei și nu eu s-au căsătorit cu dumneata. Așa ți-e vorba? Sunt bărbatul dumitare. Îți declar că nu permit asemenea purtări. Vă mânez biletul acesta din partea cui știți dumneavoastră. Să-l văd, să-l văd. După câte văd eu, nu-i displace prea mult ceea ce scrie. Oh, Clotinda, ce curtenitor îmi scrie în biletul acesta. Ce aer plăcut au în toate acțiunile lor oamenii de la cul. Îmi vine să cred că după ce i-ați văzut, nu vă mai puteți îmbăga deloc cu Dan Denny. Rămâi aici, mă duc să-i răspund. Dar nu mai e nevoie, cred că-i recomand să răspundă drăguț. Ah, iată-l pe domnul Clitandru. Ah, cu podoaba de liuvân după el. Dar ce să spun, domnule, îndemânați mesager v-ați mai găsit. N-am îndrăznit să trimit pe unul din servitorii mei. Dar, Clotin, dragă, trebuie să te răsplătesc pentru serviciile neprețuite pe care mi le-ai făcut. Oh, nu, domnule, nu e necesar. Nu, domnule, nu aveți de ce să vă dați atâta osteneală. Eu vă servesc pentru că o meritați cu prisosință și pentru că simt eu în inima mea o slăbiciune pentru dumneavoastră. Nu îți rămân obligat. Domnule, fiindcă tot o să ne căsătorim, dați-mi mie să-i pun la un loc cu banii mei. Vă-ți păstrez eu ca și sărutare. Spune, Clodin, ai dat biletul frumoasei tale stăpâne? Sigur că da. Să ajută să-l scrie răspunsul. Dar nu găsești vreun mijloc să poți sta de vorbă cu ea? Ba da, ba da, veniți cu mine, vă duc să-i vorbiți. N-are să-i separe nepotrivit? Nu are prea riscant? Nu, bărbatul ei nu e acasă. Și apoi nu-i pasă de el. De tatăsul și de mama sa îi este mai mult decât de bărbat. Cum părinții țin totdeauna partea, nu trebuie să vă temeți de nimic. Mă las în voia ta. Haideți! Pe toți dracii, iscusită nevasta am să mai am cât patru! Iată și pe omul meu. Oh, dar da domnul să mărturisească tatălui și mamei ei, atunci să-i văd ce mai zic. Ah, iată-te, domnule Flecar. Nu ți-am recomandat eu cu atâta stăruință să nu scoți nicio vorbă? A? Așadar ești vorbăreț și te-a pus să repeți tot ce ți se încredințează în taină, a? Eu? Da, da, dumneata. Te-ai dus și-ai dat raportul soțului și din cauza dumitale s-a apucat el să facă tărăboi. A, pare bine că știu ce limbă ai. Asta are să mă învețe minte, să nu-ți mai spun nimic. Ascultă, prietene. Nimic. Dacă n-ai fi trâncănit, ți-aș fi povestit acum ce s-a petrecut adinauri. Da, ca să te pedepsesc, n-ai să afli nimic. Cum, ce s-a petrecut? Nimic. Acum vezi ce înseamnă să trâncănești veri și uscate. Nu mai pup dumneata secrete. Și rămâi așa, să-ți lase gura apă. Stai un pic. Ioc! Ascultă. Nu-ți merge cu mine. Ai vrea poate să-ți spun dumitale că domnul Viconte i-a dat bani Clodinei și că ea l-a dus la stăpână sa, ha? Dar nu sunt eu chiar așa de prost. Te rog, nimic. Te rog, mai stai o clipă. Nu, am plecat. Nu m-am putut sluji de prostănacul ăsta, dar noutatea care i-a scăpat din gură are tot atâta preț. Și dacă fantele e acasă la mine, aceasta îmi va da dreptate în ochii soacrii și socrului meu. N-aș putea oare să mă lămurez de binișor, aruncând o privire prin gaura cheii. Dacă mai e în casă, ia să mă uit. Ceruri,
Nu mai am de ce să mă îndoiesc. Îl văd cum mă văd. Iată cum vin aduși ca prin farmec judecătorii de care aveam tocmai nevoie. Socrii mei, în sfârșit, nu vroiați să mă credeți adineori și ați dat fiicei dumneavoastră dreptate împotriva mea. Da. Dar am pus mâna pe proba care să vă încredințeze de felul în care mă împodobește. Și slavă Domnului, necinstea e atât de limpede acum că nu va mai fi chip să vă îndoiți. Cum, dragă cinere? Încă te mai gândești la asta? Da, încă. Bine, ce ai adică și ce poți spune la urma urmei? N-ai văzut azi dimineață cum s-a dezvinovățit Mititica? N-ai văzut că nici nu-l cunoaște pe cel de care venise să-mi vorbești? Da, dar dumneavoastră, ce mai puteți spune dacă vă arăt că fantele e acum cu ea? Cu ce? Da, cu ea! Și încă în casa mea! Oh! În casa dumitale! Da, în propria mea casă! Oh. Ei, dacă e așa, noi suntem de partea dumitale împotriva ei! Da, da! Onoarea familiei ne este mai scumpă decât orice altceva! Și dacă ceea ce spui e adevărat, o vom renega, nemai recunoscând-o ca fiind de un sânge cu noi, și o vom lăsa pradă dreptei dumitale mânii. Dați-vă doar osteneala să mă urmați. Bagă de seamă să nu te înșeli. Să nu faci iar ca adineauri. Doamne, o să vedeți. Poftiți, priviți-l. Tocmai este împreună cu fica dumneavoastră și cu oama de slujnică. Hai să ne apropiem binișor. Binișor, prin spatelor încet. Sunt de văzut. Vai, doamnă, totul e pierdut. Iată și pe tatăl și pe mama dumneavoastră întovărășiți de șupanul. Cerule, faceți-vă că nu i-ați văzut. Da. Cum? Mai ai îndrăzneala să vii aici, domnule Clitandru? Mi se aduce la cunoștință că ești îndrăgostit de mine, că faci planuri să-mi ieși în cale. Îți arăt surprinderea mea neplăcută și mă explic limpede față de dumneata în fața tuturor. Dumneata neci cu înverșunare și îmi dai cuvântul că n-ai avut nicio intenție să mă ofensezi și totuși în aceeași zi vii la mine. Îmi faci o vizită și îmi înșir 100 de fleacuri ca să mă convingi să răspund fanteziilor dumitale ca și cum aș putea nesocoti credința pe care am jurat-o soțului. Aș putea să renunț la virtutea pe care părinții mei m-au învățat să o iubesc mai mult decât orice pe lume. Dacă ar ști tatăl meu, te-ar învăța el să mai faci asemenea încercări. Dar o femeie de lume nu iubește scandalurile. N-am de gând să-i spun nimic. Oh, tată, erați aici? Da, da, fiica mea. Și văd că tu, în ceea ce privește înțelepciunea și curajul, te arăți un vrednic urmaș al casei de Sotanville. Vino încoace, copila mea. Fetiță, apropie-te să te îmbrățișezi. Sărută-mă, fiica mea. Uite, plâng de bucurie. Și recunosc în tot ceea ce ai făcut sângele meu. Blestemat-o! Ce este, cinere? De ce nu-i mulțumești soției dumitale pentru credința pe care ai văzut că ți-o păstrează? Nu, tată, nu e nevoie. Fica, n-are nicio obligație pentru tot ceea ce a văzut. Tot ce am făcut a fost doar din respect față de mine însă. Unde pleci, fiica mea? Mă retrag, tată, ca să nu fiu silită să-i primesc mulțumirile. Angelii! Are dreptate să fie mânioasă, domnule. E o femeie care merită să fie adorată și n-o tratat cum merită. Știi, calmați-o! Haide, ginere, e încă supărată pentru bănuiala de azi dimineață. Toate astea vor trece dacă o mângâi nițel. Haide, adio, ginere, adio. Iată-te scutit de orice neliniște. Haide, haide, du-te și păcați-vă. Încearcă să o îmbunezi cerându-i scuze pentru că ai judecat-o în pripă. Haide, adio. Tac, mâlc, că ce-aș avea de câștigat vorbind? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Spune-ți și dumneavoastră, s-a mai pomenit? No. Oricât de nenorocit aș fi, nu pot să nu-mi admir nenorocirea și iscusința cu care o trapa de nevastă mea mă face să rămân mereu păcălit. Demonstrează cu orice prilej care dreptate. Se poate să-i rămân întotdeauna mai prejos? Să se întoarcă mereu aparențele împotriva mea?
și să nu ajung niciodată să o înfund. Ah, cerule, ajută-mi planurile și mă prind pe cea mai scump, că voi ști să arăt oamenilor nerușinarea cu care sunt baciocorit. Teamă să nu fie prea târziu. Nu văd pe unde cart, Lubin. Domnule! Pe aici? Cred că da! Chiar al naibii, domnule! Dubită noapte, nici că putea fi mai întunecat. Nu e chiar ceea ce ne trebuie, fără îndoială. Dar dacă pe de o parte ne împiedică pe noi să vedem, pe de alta împiedică și pe alții să ne vadă. Asta așa e. Iată-ne în fața casei. Ce asta, domnule? E semnalul pe care mi l-a dat Clotin. Pe cinstea mea, fata asta face toate paralele. Mi-e dragă din suflet. O iubesc, domnule. De asta te-am și adus cu mine, ca să-i ții de urât. Vă sunt foarte... Aud ușa deschizându-se. Clotin? Lasă ușa crăpată. S-a făcut. Nu ești dumneata, Titandru? Da, doamnă. Bărbatul meu sfurăi ca un mistreț. Mi-am spus că avem timp să stăm puțin de vorbă. Să căutăm un loc ceva mai departe de casă și să ne așezăm. Parcă m-a auzit-o de nevastă mea, coborând, și m-am îmbrăcat repede să ies după ea. S-o fi vărât. Să fie și din casă. Și de acolo? Nimeni! Mahtică loasa! Haide, repede, fără întârziere, trebuie să trimit să-i caute pe socrii, să mă slujesc de această întâmplare ca să mă despar de ea. Hei! Hei! Colin! Colin! Da, domnule! Hai, 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 hai! Aici! Repede, repede, vino jos! Vino jos, vino jos! Du-te, du-te repede și roagă din partea mea pe socrul meu și pe soacră mea să fie aici! Cât mai întârziat cu putință. Spune-le că e vorba de o chestiune de cea mai arzătoare importanță. Auzi, dacă se lasă greu din pricina orei târzii, tu nu te-a bătut. Fă-i să înțeleagă că e foarte important să vii aici, în orice stare s-ar afla. M-ai înțeles? Da, domnule, am înțeles. Fuci! Fuci, fuci, fuci și întoarce-te tot așa de repede. Iar eu voi intra la loc, în casă, așteptând ca... Da, mai am de așteptat. Hei, aud pe cineva. Oare n-o fi nevastă mea? Trebuie să trag urechea, slujindu-mă de bezna asta în care pâșbuim. Hai să mă ascund aici, la fereastra asta. Aici aud tot. Îmi pui și ușa și să vedem cum mai intră în casă. Adio, Titandru. E timpul să te retragi. Cum? Așa de curând? Destul am stat de vorbă. Nu, doamnă, v-am putea sta de vorbă atâta cât să găsesc toate cuvintele de care am nevoie pentru a-mi exprima sentimentele. Oh. Mi-ar trebui zile întregi ca să vă spun tot ce simt. Altădată vom vorbi mai mult. O, vai, cu ce fel de lenci îmi strepungeți inima atunci când vorbiți de despărțire. Și cât de covârșit de durere mă veți părăsi acum. Vom găsi un mijloc ca să ne mai vedem. Da? Dar mă gândesc că, părăsindu-mă, veți pleca lângă soțul dumneavoastră. Gândul acesta mă omoară. Privilegiile soților sunt gânduri crude pentru un îndrăgostit ca mine. Ești cumva atât de slab încât să te neliniștești din pricina asta? Crezi că își poate cineva iubi soțul? Ne mărităm de obicei pentru că nu ne putem apăra. Pentru că depindem de părinți care n-au ochi decât pentru averea soților. Dar știm noi să-i facem să simtă asta. Și nu ne prea ostenim să le arătăm mai multă considerație decât merită. Meritați, meritați fără îndoială cu totul altă soartă. Cerul nu v-a făcut nici de cum să fiți nevasta unui țărănoi. Doamne, ce-i, Clodin? Doamne, dacă mai aveți mult de bârfit pe jupânul, grăbiți-vă că e târziu. Oh, Clodin, Clodin, ce crudă știi să fii. Oh, are dreptate, să ne luăm la rămas. Trebuie să mă resemnesc, deci, pentru că e voința dumneavoastră. Dar cel puțin vă conjur să mă plângeți puțin pentru clipele grele prin care voi trece. Adio. Adio. Unde ești, Clodin, să-ți dau bună seara? Ți-am privit-o de departe și îți răspund la fel.
Să intrăm fără zgomot. Ușa e închisă. Am cheia. Deschide-te-și cu băgare de seamă. E închisă pe dinăuntru. Cum? Ce să facem? Cum facem? Să strigăm băiatul care doarme lângă poartă. Da, da. Cole! Cola! Cole! Cola! Cole! Se deschide fereastra. Cole! 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 Te-am prins, deci, doamnă nevastă mea! Care va să zică faci? E scapat de când dorm eu. E, mă bucur, mă bucur din toată inima că am aflat-o și că te văd afară la ora asta. Ei, ce rău poate fi în fapt asta? Am respirat nițel aer proaspăt de noapte. Da, ți-ai și găsit tocmai ora de respirat aer proaspăt. Nu vezi ce zăbușală e? Știm noi toată povestea cu domnișorul, doamnă prea cinstită! Am auzit și convorbirea dumitale galantă! Și oda pe care mi-ați dedicat-o pe rând, atât unul cât și celălalt! Dar mă mânghii cu gândul că voi fi răzbunat! Căci tatăl și mama dumitale nu se vor mai putea îndoi de aici înainte de dreptatea plângerilor mele și de purtarea dumitale nerușinată. Am trimis să-i cheme și vor fi aici dintr-o clipă într-alta. O, Doamne! Doamne! Iată, o lovitură la care nu te-ai așteptat, nu-i așa? Mi-a venit și mie rândul să mă bucur acum. Ce triumf! Ce triumf! Da, mărturisesc că am greșit și că ai motiv să te plângi. Dar te conjur, fă-mi binele acesta și nu mă expune ocărilor părinților mei. Dă-mi drumul, te rog, numai decât. Sluga dumitale, să rup mânușițele. Haide, micul, dragul meu bărbățel, te implor. Micul, dragul meu bărbățel, acum sunt micul și dragul dumitale bărbățel, pentru că te simți prins în capcană! Iată, îți promit să nu-ți mai fac niciun fel de supărare, să nu-ți mai dau nici motiv de... Fleacuri, 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 baliverne, n-am de gând să pierd prilejul acesta minunat. Vreau să se lămuresc odată pentru totdeauna cum te porți dumneata! Pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu, lasă să-ți spun. Îți cer să mă asculți doar o clipă. E bine, ce e? E adevărat că am greșit. Îți mărturisesc încă o dată că furia dumitale e întemeiată. Că m-am apucat să ies din casă pe când dormeai și că m-am dus la o întâlnire. Dar toate acestea sunt fapte pe care la vârsta mea ar trebui să mi le ierți. Porniri de femeie tânără, care nici n-a văzut încă nimic, nici n-a cunoscut viața și care de-abia intră în rândul lumii. Sunt libertăți pe care ți le permiți fără să te gândești la ceva rău și care, fără îndoială în fond, n-au nimic care să... Da, așa cum le spui, astea sunt lucruri care trebuie crezute cu evlavie. Nu vreau să mă scuz prin asta de vina pe care o resimt față de dumneata. Și te rog numai să uiți o ofensă pentru care îți cer iertare din toată inima și să-mi cruți în întrevederea ce trebuie să aibă loc neplăcerile pe care mi le-ar putea pricinui reproșurile tatei și ale mamei. Crocodilule! Care lingușești oamenii ca să-i pot sugroba mai bine! Fă-mi favoarea asta! Ce atâta târguială! Nici nu mă gândesc! Arată-te mărinimos! Ba! Te implor, te implor! Ia! Te conjur din toată inima! Nu! Vreau să nu-ți mai bat joc de mine și să te dau de gol odată! Ei bine, dacă mă atuci la disperare, te rog să iei aminte că o femeie în halul în care m-ai adus pe mine e în stare de orice și că aș putea face pe loc ceva de care să te căiești pe urmă toată viața. E, și ce ai de gând să faci, mă rog? Inima mea mă împinge către hotărâri extreme. Vezi cuțitul ăsta? Am să mă omor pe loc! Să fie într-un ceas bun! Nu chiar atât de bun cât îți închipui dumneata! Toată lumea cunoaște neînțelegerile și certurile noastre
și ciuda pe care mi-o porți. Când voi fi găsită moartă, nimeni nu o să se îndoiască o clipă că dumneata m-ai ucis. Și părinții mei nu sunt oameni care să lasă o asemenea crimă nepedepsită. N-ai grijă! Te vor pedepsi cu toată asprimea pe care le oferă căile legale ale justiției și ura lor fierbinte. Ai s-o simți, dumneata, asta are să-mi fie răzbunarea. Sluga dumitale, nu mai e la modă sinuciderea. Cine se mai gândește astăzi să-ți omoare? De asta să nu te îngrijești. Și dacă te încăpățânești să mă refuzi, dacă nu-mi deschizi, am să te fac eu să vezi până unde poate merge hotărârea unei ființe pe care o împingi la disperare. Flacuri, 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 vrei să mă sperii? Bine, fie. Dacă trebuie numai decât, iată în sfârșit ceva care ne va mulțumi pe amândoi și îți va arăta dacă glumesc sau nu. Mă omor! Totul s-a sfârșit! Facă cerul ca moartea mea să fie răzbunată așa cum doresc eu și ca cel care este pricina ei să-și primească pedeapsa meritată! Aud? Să fie cumva atât de pornită încât să se fie omorât doar ca să mă trimită pe mine la spânzurătoare? Hai să luăm o feștilă, să vedem ce e! Tăcere! Să ne așezăm fiecare de câte o parte a ușii și să intrăm când el iese. Apoi încuiem noi pe dinăuntru. Răutatea unei femei să poată merge oare până acolo? Nimeni. Uite că... Păi nimeni. Știam eu, păcătoasa s-a plecat. Văzând că n-are nimic de câștigat de pe urma tânguirilor ei către mine, nici de pe urma amenințărilor, cu atât mai bine. Asta va face și mai grea încurcătura și socrii care trebuie să pice dintr-un moment într-altul își vor da mai bine seama de crima ei. Hai, hai înapoi în casă! Aaaa! Poartă s-a închis! Care bani acolo? Hai, deschideți-mi imediat! Cine e? Cum? Tu ești? De unde vii, blestematule? Asta e ora de venit acasă când se crapă de ziua? Așa trebuie să se poartă un bărbat cum se cade care ține la casa lui? Dar frumoasă treabă, nu? Să chefuiești toată noaptea și te lași așa singură, singurică, cu o biată nevestică tânără închisă în casă? Faci! Hai, 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 fără vorbă multă, m-am săturat de felul în care te porți. Fără întârziere mă voi plânge tatei și mamei. Cum? Îndrăznești să mă... Iată-i și pe părinții mei! Apropiați-vă, vă rog, și veniți să-mi dați dreptate față de cea mai sfruntată neobrăzare din lume, a unui bărbat pe care băutura și gelozia l-au smintit în așa halaminte încât nu mai știe nici ce spune, nici ce face, și care a trimis singur să vă cheme ca să vă facă martori ai năzbâtii cele mai ciudate pe care ați auzit-o vreodată în viață. Iată-l cum se întoarce după ce s-a lăsat așteptat toată noaptea. Și dacă vreți să-l ascultați, vă va spune că el are să se plângă de mine, că-s vinovată de cele mai groaznice crime din lume, că pe când el dormea, m-am sculat de lângă el ca să bat coclaurii și 100 de alte povești de același fel pe care le-a visat cine știe când. Ia te uită, spurcăci! Da, 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 da! Susține morțiș că el era în casă și noi afară. Dar e o nebunie pe care nu e echip să o scos din cap. Ce vrea să zică asta? Ce nerușinare să trimită după noi. Niciodată. Nu, tată. Nu mai pot suferi un bărbat de felul lui. Răbdarea mea are o margine. Mi-a spus sute de vorbe de o cară. La naiba. Ești un bătăran, Cilene. Dar ce groaznic e să vezi o femeie tânără, săracă, tratată felul acesta. Se poate să... Haide, taci! Taci! Ar trebui să intri în pământ de rușine. Lăsați-mă să spun două vorbe. N-aveți decât să-l ascultați. Are să vă povestească niște lucruri. Domnule socru, vă conjur... Înapoi! Duhnești aposil când o poștă. Doamnă, vă rog să... Nu te apropia! Ți-e răsuflarea otrăvită de spirit. Dați-mi voie să vă... Înapoi spun, nu pot să... Îmi întorci stomacul pe dos, vorbește, te rog, de departe. E bine, da, vorbesc de departe. Vă jur că nu m-am mișcat din casă și că ea este cea care era afară. Nu v-am spus eu? Da, uitați-vă la el, în ce hal este. Aha!
să-ți bați joc de oameni. Coboară, fiica mea, și vino aici. Iau martor cerul. Eu eram în casă și ea era... Stai din gură! E o nebunie ce nu se poate suporta. Să mă trăznească pe loc dacă... Nu ne mai bate capul cu de-al de-astea și cere-i mai bine iertare nevestei dumitale. Eu să-i cer iertare? Da, iertare și încă pe loc. Cum? Tot eu... Pe toți dracii, dacă mai ai nas să răspunzi, te învăț eu ce înseamnă să te joci cu noi. George Dante, George... Haide, vino, fiica mea. Soțul tău vrea să-și ceară iertare. Eu? Să-l iert după tot ce mi-a spus? Nu, tată, mi-e cu neputință să mă hotărăsc. Și te rog să mă obții despărțirea de un bărbat cu care n-aș mai putea trăi de aici înainte. Pas de mai zice ceva. Fica mea, înțelege, asemenea divorțuri nu se fac fără tâmpălău. Trebuie să te arăți mai înțeleaptă decât el și să-l mai rabd și de data asta. Cum să-l rabd după atâta neobrăzare? Nu, tată? E un lucru la care nu pot consimți. Trebuie, fetiță, trebuie, ți-o cer eu. Acest cuvânt îmi închide gura. Aveți asupra mea o putere absolută. Oh, ce fică ascultătoare! Nu-i ușor să fii constrânsă să uiți asemenea insulte. Dar, oricât mi-aș călca pe inimă, trebuie să vă dau ascultare. Oița blândă! Apropie-te, Angelic! Tot ce faceți pentru mine nu va sluji la nimic. Veți vedea. Veți vedea că încă de mâine o va lua de la capăt. Îi vom da ordin. Haide în genunchi. În genunchi? Da, în genunchi, fără întârziere. Oh, ceruri! Ce să spun? Să spui așa. Doamne, vă rog să mă iertați. Doamnă, vă rog să mă iertați. De ofensa pe care v-am adus-o. De ofensa pe care v-am adus-o, însurându-mă cu dumneata. Și îți făgăduiesc să fiu mai de treabă în viitor. Și îți făgăduiesc să fiu mai de treabă în viitor. Bagă de seamă, ginere. Află că asta este ultima neobrăzare pe care ți-o mai îngăduim. Dacă mai faci o dată, te învățăm noi minte să-ți cunoști îndatoririle față de nevasta dumitale și față de cei din care se trage. Se face ziua. Adio, du-te acasă și fii om cum se cade. Și noi, scumpo, da. Hai să ne culcăm. Hai, scumpo. Mă las, băgubaș, nu mai există leac. Când te-ai însurat ca mine, cu o femeie nobilă, tot ce ai mai bun de făcut este să te arunci în apă cu capul înainte! Ați ascultat George Dandin sau Soțul păcălit de Molière. Traducere de Valentin Lipati. Adaptare radiofonică de Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: George Dandin, Victor Strengaru. Domnul de Sotanville, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Doamna de Sotanville, Mihaela Dumbrava. Claudine, Ioana Casetti. Angelique, Teodora Mazanitis. Clitandre, Ștefan Velniciuc. Spectatorii: Beatrice Biega, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Paul Nadolski, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu, Lucian Constantinescu. Regia de studio: Constantin Botez. Regia tehnică: inginer George Buican. Regia artistică: Titel Constantinescu.